Bună seara! Bună, bună, bună seara! Aștept să vă conectați! Pentru că astăzi seară vom face un make-up special. Un make-up particular, mai diferit. Așa că, între timp ce voi vă conectați, lăs un pic spray-ul tonic să acționeze, să intre bine în piele. Și voi invita câteva persoane. Scrieți-mi salut în comentarii ca să vă pot saluta și eu în timp real, pentru că astfel nu vă pot vedea. Voiam să fac, să dau o încadratură, nu știu cum să spun corectă, să se vadă bine, dar din păcate nu știu cum se vede, dacă mă auziți bine, v-aș ruga din suflet să-mi scrieți în comentarii ca să fiu sigură de acest lucru. Și scumpele mele, văd că avem deja 6 persoane, văd comentariile voastre aici. Bună Silvia, bună Claudia. Bine, am o veste pentru voi, am o veste bombă pentru voi. Pentru acest super, super make-up live, make-up super special, vreau să dau start unui concurs. Unui concurs care este special doar pentru acest live. Așa că voi, scumpelor care doriți întotdeauna cadouri și vă plac cadourile, am o atenție pentru una dintre voi. Așa că, ce trebuie să faceți? Să distribuiți acest live, copiați link-ul, copiați link-ul care eu o să vi-l pun aici, copiați link-ul și mergeți și distribuiți în cât mai multe grupuri Facebook, invitați toate prietenile voastre și în același timp distribuiți, bineînțeles, pe profilul vostru. Este foarte important. Bună, scumpilor! Ce repede v-ați conectat! Mă bucur tare mult că suntem deja 20 de persoane. Lăsați un like, fetelor, la acest live. Este foarte important să lăsați un like și să-mi scrieți în comentarii un salut atunci când vă conectați ca să vă pot saluta și eu în direct. Ce faceți, fetelor? Sunteți pregătite pentru acest make-up special? Știu că nu am mai făcut niciodată astfel de make-up, dar sunt întotdeauna pregătită să fac lucruri noi, să mă pun la încercare, să zic așa. Bună, scumpelor! Ce faceți? Vreau să distribui rapid, rapid, rapid acest live și pe... stați două secunde. Să distribui acest live rapid și pe Facebook ca să vadă toate prietenele mele noastre că suntem aici în direct și să intre și ele. Eu am emoții, fetelor, am emoții pentru că acesta este al doilea live aici pe canalul meu și sper să funcționeze totul ca la carte, ca să putem realiza acest minunat live. Oh, stați așa dos. Bună, fetelor, bună, bună! Nu pot să copii. Dacă intrați pe pagina mea, Unique by Ele, acum am pus postarea și găsiți exact live-ul acolo. Apăsați și distribuiți această postare în cât mai multe grupuri pe profilul vostru. După ce ați făcut aceste lucruri, veniți și scrieți aici în comentarii distribuit și că sunteți abonați. Este foarte important să vă abonați și în același timp să ca toate voi să lăsați un like la acest live. Stați așa să vedem dacă se vede, pentru că eu nu reușesc să găsesc. Vreau să mă asigur că se vede live-ul care l-am distribuit. Tot așa. Bună, fetelor! Ce faceți? Scrieți-mi un salut în comentarii, vă rog tare mult. Vă rog tare, tare mult. Ar trebui, cred, acum să funcționeze. Intrați și controlați și voi și după aia începem imediat. Da, sunt live. Super! Mă bucur tare, tare mult că a rezolvat. Mă bucur maxim. Bună, Elena! Bună, Valentina! Salut! Bună, Gabor! Dana! Bună, Claudia, Mădălina, Ramona, Cristina, Elena, Silvia, distribuit. Mulțumesc în suflet. Fetelor, este important pentru a participa la acest concurs, să distribuiți în cât mai multe grupuri. Și bineînțeles,
Nu doar într-o singură distribuire, pentru că aveți șanse puține de câștig. Așa că voi elimina acesta. Ok, sper că am rezolvat. Ok, super, fetelor, haideți să începem. Și am zis că am aplicat primerul. Este important persoanele care vor participa la acest concurs special pentru acest live, ca să distribuiți în cât mai multe grupuri și, bineînțeles, să lăsați un like la acest live și să controlați să fiți abonate la canal. Mi-am pregătit aici toate pensulele mele și să rămâneți, bineînțeles, cu mine până la finalul acestui live. Am aici pentru a desprâncenii și voi începe cu paletuța mea. Hai să punem acesta un pic mai încoace ca să se vadă bine. Bună, scumpelor! Salut! Bună seara la toate! Haideți, fetelor, distribuiți în cât mai multe grupuri. Distribuiți în cât mai multe grupuri ca să aveți șanse de câștig la extragere. Este foarte, foarte important. Dacă mă priviți pentru prima dată, scrieți-mi în comentarii hashtag 1 și exact din ce țară mă priviți, să ne cunoaștem aici cu toatele. Voi încerca să-mi fac sprâncenoțele. Și aici mi-am pus, m-auziți bine, fetelor? Aici o să-mi pun poza, să am la îndemână poza. În seara aceasta vom face acest make-up cu un pic de glitter. O să încerc să îl copiez, deci nu știu, sincer, nu știu ce va ieși. Vom descoperi împreună, dar m-am gândit pentru acest make-up special să facem și să dăm start unui concurs. Concurs special pentru persoanele care vor distribui și persoanelor care s-au abonat la canal. Dar trebuie, fetelor, să distribuiți în cât mai multe grupuri și să scrieți după aia. Eu când voi face extragerea, voi face o postare pe pagina mea Facebook și acolo va trebui să scrieți în câte grupuri, să trimiteți screenshot, să dovediți, să arătați în câte grupuri ați distribuit live-ul. Eu încep cu sprâncenele, cum puteți vedea, folosesc această paletă. Toate produsele pe care le folosesc sunt produse de la Unique, produse profesionale de înaltă calitate, pe bază de minerale. Nu sunt, fetelor, testate pe animale. Au un efect extraordinar. Chiar vreau să vă zic că dacă doriți boxul, cutia plină cu produse Unique, aveți o super reducere doar acum luna aceasta. 15 produse, fetelor, la preț de 2. Este o ocazie perfectă pentru a încerca produsele Unique și pentru a economisi. Pentru asta am scris în privat, direct pe pagina mea Facebook, acolo, cuvântul box și țara în care locuiesc. Mulțumesc mult, Cristina, mulțumesc de suflet, mulțumesc tare, tare mult. Stați doar 2 secunde, fetelor, pentru că vreau să încerc să fac o chestie. Să văd dacă reușesc să distribui și în cât mai multe grupuri, să vă ajut pentru acest concurs. Atâta vă fur 2 secunde. Scrieți-mi un salut în comentarii! Cine nu m-a salutat încă, scrieți-mi un salut în comentarii și nu uitați, rămâneți alături de mine până la final să vedeți exact acest minunat make-up care îl vom face imediat. Trebuie 2 secunde. Ok. Nu știu cât de mult funcționează, însă vom vedea imediat. Ok, făcut această sprânceană, voi trece imediat și la cealaltă.
Priviți ce mișto arată. Același lucru și aici. Mie îmi plac foarte mult sprâncenele, forma sprâncenelor exact așa. Și cum puteți vedea, încep și delinez de aici. Fetelor, vă așteaptă un make-up extraordinar. Trebuie numai decât să distribuiți acest live pentru a participa la concurs. Nu vă costă absolut nimic, doar dați imediat, puteți intra pe pagina mea Unique by Ele și acolo găsiți imediat să distribuiți acest live, dar copiați link-ul și distribuiți în cât mai multe grupuri, după care veți putea participa și voi la concurs. Vom avea o altă câștigătoare, așa că baftă la toate, mă bucur să te văd și pe YouTube, mulțumesc Angela, vă mulțumesc la toate pentru prezență. Bună, te urmăresc, draga mea, oriunde, mulțumesc, Ramona, ești scumpă, îți mulțumesc din suflet, dar m-ați ajutat enorm dacă ați distribui acest live și să lăsați un like la acest live. Să vă abonați la canal, controlați să fiți abonate, dar invitați toate prietenile voastre, încercați să distribuiți oriunde, pe profilul vostru, la contactele voastre, Messenger, oriunde. Cu cât distribuiți mai multe grupuri, cu atât mai multe șanse veți avea pentru extragere, pentru concurs. Important să-mi scrieți și un comentariu și un salut atunci când vă conectați, ca să vă pot saluta și eu în direct. Pentru că altfel nu reușesc să vă văd și mi-ar pare tare, tare rău să nu vă pot saluta în direct, în live. Ce părere aveți, fetelor, de acest make-up care o să-l facem imediat? Eu abia aștept, nu mai am răbdare, sincer. Este un make-up extrem de îndrăzneț, de nu știu, curajos în același timp, pentru că nu este simplu deloc, dar, cum știți, sunt una care iubește să încerce lucruri noi, se provoace și vom încerca cât de cât să îl facem cât mai aproximativ egal posibil. Terminăm imediat sprâncenuțele. Trecem la ochișori, fiilor, la ochișori. M-au zis bine, se aude bine muzica, este prea tare, prea încet. Scrieți-mi în comentarii, vă rog, pentru că eu nu am habar. Abia aștept să văd finalul. Oh, Ana Maria, și eu abia aștept să văd ce va ieși într-adevăr. Sunt nerăbdătoare, ca și voi. Așa că astă seară vom realiza ceva extraordinar, cum nu am mai făcut niciodată. Da, este bine, perfect, super, 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 super. Mulțumesc mult, Ana. Ești o drăguță. Punem un pic de fard și aici. Și controlăm ca sprâncenuțele să fie cât mai... Scuzați-mă. Sunt așa de cipulită, mi-am prins, am vrut să-mi prind părul, precum în poza care era, dar... Nu totdeauna este posibil să se asamene lucrurile. Ok, cred că cât de cât sprâncenuțele sunt egale. Nu știu, scrieți-mi voi în comentarii. Merge, le lăsăm așa. Eu aș zice că este mai mult decât perfect. Așa că, scumpelor, haideți să vedem ce facem acum. Am ajuns la partea... deja începătoare pentru make-up. Așa că începem cu primerul de la Unique. Voi pune o picătură de pleoapă ca să intensificăm fardurile, dar în același timp este extrem de important pentru a face acest make-up superb, superb, superb. Cine mă privește live pentru prima dată, scrieți-mi în comentarii. Cine mă urmărește deja de ceva vreme, scrieți-mi hashtag 2. Este important ca acest primer să-l lăsăm câteva secunde să ufuce. Lăs un picuț.
Salut, fetelor! Salut, Elena! Distribuie acest live, Elena, peste tot! Distribuiți peste tot acest live! Este foarte important pentru mine să intrați și să distribuiți. Ok. Bună, bună, sper că v-am salutat pe toate. Dacă am sărit peste cineva, vă rog să mă iertați. Și acum voi folosi un pic de scotch. Scotch special pentru make-up. Voi folosi doar un picuț la ambii ochi. Să fac așa că te rog, pentru că asta este deja dus. Vedem dacă reușim să lipim cum trebuie. Îl lipim aici. Facem același lucru și la celălalt ochi. Mai rupem o bucățică. Va fi un make-up destul de complicat și o să-mi fure câteva minute bune. Așa că eu vă rog să înveți alături până la final, pentru că totul se schimbă până când pui fundul de ten, până când pui rimelul, deja make-up-ul este diferit. Fetelor, nu uitați să-mi scrieți un salut atunci când vă conectați, ca să vă pot saluta și eu în direct. Și să lăsați un like la acest video, iar este foarte important ca să vă abonați la canal dacă nu sunteți încă abonate. Ok, perfect. Salut, iubita mea! Bună, bună, bună la toate! Mă bucur să vă am alături de mine. Mă bucur chiar tare, tare mult. Și acum, fetelor, cred că primerul s-a uscat. Putem să începem cu make-up-ul. Așa că, haideți să vă arăt încă o dată poza, ca să vedeți exact ce nebunie, ce make-up extraordinar special vom face în seara aceasta, să înțelegeți și voi. Așa că acesta este make-up-ul care voi încerca să-l copiez. Așa că, fetelor, distribuiți acest live în cât mai multe grupuri și este foarte important să rămâneți alături de mine până la final. Așa că, stați așa să iau aici poza alături de mine, să o văd. Am nevoie de un eyeliner auriu, însă cred că aș începe cu, vedem imediat, am și paleta numărul 7, am toate culorile aici alături. Mă gândesc de unde să încep. Da, voi începe imediat cu un eyeliner argintiu, dar cred că o să-l aplic după aia eyelinerul. Trecem la negru. Începem întâi de toate cu negru. Dacă aveți, fetelor, comentarii, scrieți-mi aici, de desubt, ca să vă pot vedea în direct. Și încep cu nuanța închisă, cu negru. Așa că haideți să începem. Începem cu negru, cum am zis. Îl aplic pe pleapa mobilă. Thank you.
Prinde mai bine scociul. Nu vă speriați, abia sunt de la început, trebuie să așteptăm până când terminăm. Să vedeți și voi ce make-up special va fi. Este nevoie de răbdare. Pentru că fără răbdare nu putem face nimic într-un. Doar un pic de răbdare. Cred că asta o să folosesc la culorile deschise. Așa că caut o pensulă un pic mai specifică pentru blending. Am curățat o grămadă de pensule. Întind. Și cum puteți vedea, mă ridic un pic mai sus. Ok, asta este practic aproape baza. Mulțumesc mult, Verica, mulțumesc foarte frumos. Mă vin un pic de rog. Ok, așa trebuie să arate. Și voi face același lucru și la celălalt ochi, ca după aia să trec la pasul următor, la culori. Ok, trecem la celălalt ochi. O să vedem la final cât de mult se aseamănă. Facem cam același lucru de la un ochi la celălalt, ca să nu rămânim în urmă. Treptat. Luăm treptat și facem pas cu pas cam același lucru. Așa vă rog. Pentru că nu reușesc să văd aici. Mm.
Fetelor, continuați să distribuiți acest live, este foarte, foarte important. Să mergeți pe Facebook și să distribuiți acest live în cât mai multe grupuri. Este foarte important acest lucru pentru a participa la următorul concurs. Astăzi am dat start unui nou concurs și dacă doriți să participați și vă face plăcere să distribuiți și abonați-vă la acest canal pentru a nu pierde absolut nimic. Așa că vreau să văd dacă conexiunea este ok. Cred că e ok, nu? Mă vedeți bine, fetelor? Scrieți în comentarii, vă rog. Scrieți-mi ca să știu și eu dacă mă vedeți bine. Scrieți-mi, fetelor, vă rog. Ca să știu dacă mă auziți, dacă mă vedeți. Vă rog tare, tare mult. Nu știu, dar nu reușesc. Ok. Perfect. Și cred că un pic și mă ridic aici mai sus, cu negru. Așa că mulțumesc, Andreea. Mulțumesc mult, mă bucur că mă auziți, că mă vedeți. Pentru că dacă nu reușesc, dacă voi nu spuneți, nu reușesc să înțeleg dacă se blochează, dacă funcționează bine. Bună luminița, fetelor, distribuiți acest live! Distribuiți în cât mai multe grupuri și persoane care vor distribui vor participa în automat la un concurs. Un concurs direct pe pagina mea, Finiva Ele. Este important ca voi să distribuiți acest live, copiați link-ul, apăsați acolo pe acele liniuțe sau acea săgeată, presupun că apare în telefon la voi, cum apare și la mine. Și mergeți în grupurile Facebook unde sunteți înscrise și distribuiți. Bună seara, Petruța! Bună, bună, bună! Ok, și acum ce facem? Trecem la. Blenduim un picuț, curățăm. Și vreau să merg la eyeliner. Bineînțeles, eu aceste culori nu le am, însă mi-am pregătit aici unele chestii și facem cu ce avem, corect? Facem cu ce avem. Pun un pic de bază de glitter aici pe mână și voi încerca să văd dacă reușesc să fac chestia asta cu fardul, pentru că nu am acea nuanță. Voi încerca să fac exact un fard. Haideți să vedem ce iasă. Luăm un pic de fard aici. Mm.
Încerc să pun un pic pe gel. Fard mai mult și să-l fac exact așa ca în poză. Important, lunga să fie destul de subțirică. Logic, nu va ieși niciodată identic. Dar, având în vedere că pentru mine este prima dată când fac așa ceva, vreau să încerc absolut să văd ce pot să fac eu. Ok, perfect. Curăț pensula și trecem la culoare. Așa că plecăm de aici. Ok. Nu am exact același fard, dar încerc să aproximez cât de cât, să fac asemănător. Am emoții! Am emoții. După aia corectăm lunga, așa că nu vă speriați. După aia corectăm la perfecție lunga. O să vedeți și voi cum o să transforme acest make-up cu ochișorii voștri. Ok, aici practic se ridică un pic mai mult în realitate. Felul acesta și înseamnă că trebuie să mai pun un pic de negru aici. Acum hai să corectăm. Acum haideți să corectăm. Să facem lunga un pic mai subțire. Oh, fetelor, mă ia toate emoțiile. Dar până acum îmi place și gândiți-vă că mai avem o grămadă de făcut. Mai avem o grămadă. Și suntem pe strada cea bună. Mai ales că trebuie să iau glitterul acesta și să merg să fac chestia asta aici. Ador, fetelor, ador. O să arate extraordinar când o să dăm scociul jos. Ok? Așa arată până în momentul de față. Pasul primul, da? Primul pas în absolut. Vă aduc aminte că eu nu am fardul acela, eyelinerul ăla în glitter. Și folosesc pur și simplu un... folosesc un fard normal. Deci dacă aș fi avut probabil același eyeliner, ar putea să arate mult mai bine. Dar nu are importanță pentru că ne adaptăm și încercăm să facem cu ceea ce avem. Pun un pic și aici.
Wow! Acum, haideți să trecem și facem exact același lucru, da? Pun gel și iau aici fard. Fard deschis și amestec cu gelul să dau aceeași textură. Am făcut la celălalt loc. Așa că haideți să vedem. La un ochi știți că este simplu, la un ochi o să fie foarte, foarte dificil. Așa că vom testa împreună astăzi ce vom combina noi. Vă aduc aminte că nu sunt un make-up artist. N-am făcut cursuri de așa ceva. Și pe de-o parte nu mă pricep, dar sunt de părere că și atunci când nu ne pricepem, putem să încercăm întotdeauna. Important să avem voință și să punem în practică. Corectăm după aia fitelor, absolut și aici. Ca să ne apropiem spre rezultatul final. Pentru că, logic, în niciun caz nu e ok. Nu e gata, mai avem foarte mult de lucru. Dar în seara asta am vrut să fac acest, să încercăm să facem acest make-up special live. Da, vrem să fim asiatici cu toții. Și mai iau aici fard și merg să perfecționez partea aceasta inițială, pentru că nu e ok. Oh, meu Dio, fetelor! Oh, my God! Ce părere aveți? Suntem asiatice? Ce ziceți? Vom vedea, fetelor, până la final ce va ieși. Chiar mi-am dat comandă zilele astea de un kit special pentru a face aceste make-up-uri, dar am zis că haide să o luăm în râs și să încercăm cu produse normale, să încercăm așa ceva. Așa că noi acum testăm și încercăm cu produse normale să vedem dacă reușim să facem acest super, super model de machiaj. Vă rog din suflet, fetelor, să continuați să distribuiți acest live. Este foarte, foarte important. Și să dăm această șansă la cât mai multe fete să intre și să vadă acest make-up la final. Cindy! Stai așa două secunde. Nu știu ce face brațnica asta mică pe aici. Să încercăm să o subțiem un picuț. Pare mai mult o sirenă, nu știu. Aici mi se pare că este un pic mai ridicat și aici este mai coborât. Așa că haideți să corectăm. Ok. Thank you.
Sigur va ieși bine. Nu știu cât de bine, o să vedem noi. La final, pentru că, fetelor, este un make-up extrem, extrem de dificil. Deci, pentru una mai ales care nu are cursuri și nu are mai ales aceleași produse, pentru că pentru acest tip de make-up trebuie acel kit cu culori anume lichide pentru a face astfel de make-up, dar vom încerca să vedem exact cu fardul cum este acest make-up și când o să-mi ajungă kitul, o să încercăm cu acel kit. Deci, până acum, cât de cât e ok, trebuie doar să iau un pic de o pensulă. Ok, așa trebuie să arate. Și acum trecem la pasul următor. Adică, și aici trebuie să punem exact la fel această culoare deschisă. Mai punem o picătură de gel. Oh, fetelor, sunt nerăbdătoare ca și voi. Credeți-mă, am emoții ca și voi eu. Pentru că sunt curioasă. Cum va ieși acest machiaj la final? Tot cu frunza de pe frunte și cu absolut orice detaliu. Cum va ieși? Pe bune, chiar mă întreb. Dacă este vreo fată care mă privește pentru prima dată, nu uitați să-mi scrieți în comentariu din ce țară mă priviți, hashtag 1, să știu și eu că sunteți pentru prima dată și nu mă cunoașteți, să vă salut. Și pentru cine nu mă cunoaște, eu mă numesc Elena și locuiesc în Italia. Scrieți-mi și voi în comentarii de unde mă priviți. Mai precis, în ce țară vă aflați. Eu acum voi folosi un pic de, nu știu dacă este un verde, în orice caz iau aici pensulica cu mine. Și fac un pic de zoom. Ar trebui să iau poza originală ca să vedem exact. Să văd așa că acum controlăm exact. Poza originală, ziceam. Ne așteaptă fetelor niște make-up-uri superbe, imediat ce o să primesc acest box, acest super, super kit pentru a face aceste make-up-uri. Eu una abia aștept, nu mai răbdare. Make-up-uri precum acestea. Panda. Am găsit poza, perfect. Cred că imagine. Deci, practic, trebuie să iau galben, verde. Întâi de toate merg cu verdele. Stați așa. Nu pot asta, luăm poza originală. Merg cu verdele. Aici. Mai jos. Gen aici. Cu verde închis. O să vă arăt eu imediat. Pentru că trebuie să fie neapărat acest verde. Fetelor, gândiți-vă că suntem doar la început. Mă văd și eu cum mă machiez. Nu este nicio problemă, chiar te-aș ruga să distribui acest live. Să ajungem la câți mai mulți ochișori. Și nu uitați să vă abonați la canal pentru a nu pierde absolut nimic. V-aș mulțumi foarte, foarte mult să faceți parte din gașca mea. De curând am ajuns la 1000 de abonați.
o mie de suflete aici pe canalul meu și sunt extrem de recunoscătoare. Faceți parte din această minunată gașcă. Ok, după aia trec cu un galben, dar aici trebuie doar să intensific un pic, chiar verdele închis și verdele deschis. Același lucru și aici, cum spuneam mai devreme, facem pas cu pas cam aceleași lucruri ca să nu rămânem în urmă și să trebuiască să terminăm pe un ochi și după aia să facem celălalt. Nu. Și aici facem la un ochișor, începem și încetul cu încetul facem cam aceleași lucruri. Abia aștept să vedem ce va ieși. Sunt curioasă ca și voi. Tare, tare curioasă. Poate eu acum exagerez un picuț cam mult cu verdele. Însă de verde trebuie să fie mai puținut. Așa că luăm acum un pic de galben. Galben trebuie să fie. Așa că luăm aici pensula. Și mergem cu galbenul, da? Combinația asta de verde-galben, după aia o să vă fac un video, un super mini video rapid, să vedeți și voi combinația asta de culori. Pentru că, nu știu, de pe computer, videolor nu este tocmai simplu să arăți exact culorile, în realitate, cum sunt. Dar îmi place maxim, îmi place foarte, foarte mult, arată extraordinar. Trebuie să avem răbdare și să construim pe cap. Am un pic de verde și aici mai bine să vadă. Acum, un portocaliu și aici. Bravo, Alex! Ce ai cucerit-o? Ți-a ieșit? Sau nu ai reușit pentru că a fost peste asta? Ce ne spui tu, Norbert? Să dezblocăm telefonul ca să vedem exact. Și acum, practic, avem un roșu. Un roșu un picuț mai închis. M-a atins aici lumina. Piciorul din greșeală. După aia amestecăm bine culorile ca să arate bine. Trebuie să am întotdeauna un șervețel aproape ca să curăț pensula. Abia aștept să văd ce este, sunt curioasă, o să iasă super! Vă mulțumesc pentru încredere, fetelor, vă mulțumesc tare mult pentru încredere. Că sunteți foarte pozitive.
și-mi dat și mie o stare de încredere și de bine. Nu uitați, fetelor, să lăsați un like la acest live și să-mi scrieți comentarii. Să-mi dați părerea. Vă place până acum, nu vă place? Dar vreau să vă zic că suntem încă la început și mai avem foarte mult. Așa că este nevoie de un pic de răbdare. După aia punem în succia. Și o să vedeți la final ce mișto să arate. Logic, ăsta este un make-up făcut de o persoană care nu are experiență în domeniu. Căci nu am făcut cursuri. Însă, păi eu trebuie să încercăm să vedem, băi, cum iasă, când am reușit, aș reuși, nu aș reuși. Dar trebuie să încercăm întotdeauna. Sunteți de acord cu mine, fetele? Ce ziceți voi? Aici pur și simplu blendesc un pic. Ok, intensific un picuț roșu. După aia, acum, trec la un pic de fucsia, dar este aici un pic de, nu știu, parcă este un vișineu, așa că o să vin lângă, să-l aplic. Îmi puteți vedea, apare un vișineu aici și mai închis, parcă. Cum am spus, ceea ce fac la mine, fac și la celălalt. Trăsăm pe silica și imediat după doar aici la partea aceasta internă am nevoie de un vișiniu un picuț mai închis, doar aici pur și simplu. Și aș vrea să fac și aici. Înțeles. Să pun de vreastră, fetelor. Mă atent din greșeală până sus. Mergem să curățăm un picuț. Apoi să trecem la nuanța de fucsia, da? Trecem la fucsia. Hai să vă arăt ce fac eu acum. Luăm pensulă curată, da? O pensulă după și mai curată, corectăm și să luăm o picătură de corector ca să ne ajutăm mai bine. O picătură de corector. Thank you.
Dacă tot am pus cuția. Important să facem și ochiul ăsta să arate mai lejer ca acesta. Ok? Așa că luăm din nou pensul aici. Corectăm unde vedem că este prea mult. Deja este mai bine. Deși roșu nu prea se mai vede, l-am dedicat un picuț, se vadă mai bine. Și aici cu pensul de cap pur și simplu curăț, blenduind în felul acesta. Ei, Sabina, salut, tuturor! Distribuiți acest live în cât mai multe grupuri și nu uitați, lăsați un like la acest live și abonați-vă la canal dacă încă nu sunteți abonate. Însă, cine dorește să participe la următorul concurs, distribuiți acest live în cât mai multe grupuri și la final, cine a distribuit cât mai multe grupuri avea șanse mai mari de câștig. Nu vă costă nimic, fetelor, copiați acest link și îl distribuiți în câteva grupuri Facebook unde sunteți înscrise și mai ales lucru extrem important pe profilul vostru. Încerc să delinez un picuț aici. Încerc să delinez un picuț aici. Căci altfel nu se vede absolut nimic. Aș putea să zic că este make-up special. Chiază! Cum ți-a venit ideea asta? Am văzut o poză și având în vedere că sunt o persoană căreia îi place să... Am pensul la care am folosit un pic de... Cine mă cunoaște din mine știe ce mă duce cap. Vreau să încerc ceva super, super tare. Două secunde. Am găsit tot așa. Cred că am reușit, vedem imediat. Voi pune aici ecranul telefonului. Așa că am nevoie de voi să fiți atente, atente, atente. Căci sunt live și pe Facebook în același timp. Așteptăm să vedem cine se conectează. Ca să dăm acest start la cât mai multe persoane, da? Eu voi merge mai departe cu make-up-ul, așa că am zis că aplic un pic de portocaliu. Fetelor, fetelor, conectați-vă rapid. Este foarte important ca voi să vă conectați în acest live și să distribuiți acest live în cât mai multe grupuri Facebook unde sunteți înscrise.
cu cât mai multe distribuiri faceți, cu atât veți avea mai multe șanse. Super, super link. Cu că va dura foarte, foarte puțin timp. Live. Așa, dar eu în același timp sunt în direct și pe poate să fie anunțate că sunt în direct. Am fixat aici, fetelor, link-ul precis și ce anume trebuie să faceți pentru a participa la acest concurs care a început în seara aceasta cu acest live, live-ul YouTube. Trebuie să distribuiți acest live în cât mai multe grupuri, persoane să știe că trebuie să apese pe link-ul original, să zic așa, a live-ului și să intre în automat pe YouTube. Eu, între timp, merg mai departe. Și, bineînțeles, am nevoie de un pic de verde, doar aici la codița ochiului, puțin. Nu puteți, fetelor, pierde acest make-up special. Așa că vă rog tare, tare mult să distribuiți peste tot, în absolut, și să scrieți distribuit plus numărul grupurilor în care ați distribuit. Laura, bună seara, fetelor! Sper că vă văd pe toate. După ce ai spus că ai văzut o poză, nu am auzit bine că s-a blocat și că te duci check-up-ul și pauza. Nu am înțeles ce vrei să spui. Și acum merg cu fardul meu în cremă, da? Fardul meu negru. Acesta. Curăț un picuț pensula. Ca după aia să pot să merg să îl blendui. Bine. Probabil să fie din cauza conexiunii, fetelor, nu știu ce să vă zic. Fetelor, eu v-am anunțat să intrați pe canalul meu de YouTube, se numește Elena Moisa. În descrierea acestui live găsiți toate detaliile pentru a intra acum, pentru că acolo continuă acest make-up, mai urmează foarte mult. Așa că eu vă pup pe toate și vă aștept, fetelor, în live. Vă pupici! Da, fetelor, sunt aici. Sunt aici alături de voi. Așa că... Și acum ar trebui să meargă de minune. Ar trebui să funcționeze foarte, foarte bine internetul, așa că sperăm că își revine. Aplic negru între timp ce țin și oglinda. Ok, ideea este una. Trebuie să iau pensula, țin aici pe linia apei, să merg să blendesc. Ok? Simplu. După aia, Luci, împreună cu frunza, cu fundul de ten și absolut restul va arăta senzațional. Acum, același lucru facem și la celălalt ochi. Mă vedeți bine acum, fetelor? Scrieți-mi, vă rog, în comentarii dacă mă vedeți bine. Pensula. Și merg să blendez. Iar acum, bineînțeles, nu poate să lipsească rimelul, așa că voi lua rimelul 4D Efecțiune Față de la Unique. Toate produsele, fetelor, care le folosesc sunt produse Unique. Le găsiți toate în shop-ul meu online pe www.elemakeup.com. Așa două secunde care mi-a intrat un pic de fard, aplic rimelul 4D, după aia cu bază perfectă, ce mișto o să arate make-up-ul la final.
Acesta este termenul meu preferat în absolut. Și să intri din nou. Făcând acest lucru ar trebui să funcționeze. Îl apeși de sus. Schimb întrebarea. Cine mă vede bine? Ok? Cine mă vede bine? Scrieți-mi în comentarii să știu cine mă vede bine. Pentru că văd că mulți îmi scrieți că nu se vede, că nu se vede. Amore, tu mă vezi bine? Acum încearcă, te rog. Și același lucru îl voi face și la celălalt ușor. Fetelor, cine mă vede bine? Scrieți-mi, vă rog, în comentarii. Deci nimeni nu mă vede bine. Amare, mă poți ajuta? Cum? Vino un pic și ajută-mă, te rog. Ok, stați așa. Te-am rugat să vii să mă ajuți. Acum, trecem la frunze. Este foarte, foarte important pasul următor. Și haideți să vă arăt despre ce frunză este vorba. Aceasta, da? Așa că va trebui să folosim nuanțe maronii închise. Cristina, Maria, Dana, Mihaela, îmi pare rău, fiilor, cum se vede bine. Îmi pare sincer rău. Prietenul meu nu ascult, nu aude, că aș încerca să dau un pic netul de pe telefon. Să dau la hotspot și în automat închid deodată modemul și aprinde-le iar. Și să văd, stați 2 secunde, fetelor. Așteaptă ca să intre netul meu. Așteptați 2 secunde pentru că nu ies. Vreau doar să văd dacă reușesc să vă dau dacă reușesc să dau conexiune eu de pe celular. Stați așa. Așteptați 2 secunde. Dar ce mult durează să conecteze? Nu merge să dau net de pe telefon. Din ce cauză nu am înțeles? Îmi spunea că... În comentarii, fetelor! De ce nu merge internetul de pe meu? Dacă nu mai merge deloc. Ok, între timp ce aștept să se conecteze modemul, să funcționeze din nou, vedem repede. Stai acolo, trece pe parică jos, rog. Acum, trec la ochi. Am mai devreme că voi folosi... Adică, ce se vadă? Conexiunea de la casă. Ok, eu între timp trec la pasul următor, adică la să pun un pic de gel între timp. Mă remești, te rog, la modem și vezi dacă să reveni. Pentru că nu reușesc să găsesc aici. Dacă ne-am să păi, te rog, te ajuta. Ce să facem, fetelor? Așteptăm un pic. Pentru că aici nu rezultă.